Bună seara, sunt Mihaela Rudenco, începe actualitatea la raport. În această ediție vom face o radiografie a sistemului financiar bancar din Republica Moldova, vom discuta despre evoluțiile, tendințele acestuia, riscurile și oportunitățile și o vom face împreună cu invitații din platou din această seară, experții economici, domnul Roman Chircă, bună seara și bine ați venit, domnul Sergiu Gaibu, bună seara și bine ați venit la AgroTV și domnul Viorel Gârbu, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Ca de fiecare dată suntem live și pe Facebook, pagina AgroTV Moldova, unde așteptăm întrebările dumneavoastră în secțiunea comentarii. Așadar, domnilor, pandemia de COVID-19 a prins Republica Moldova pe nepregătite. Deja la începutul lui 2020, până la declanșarea crizei pandemice, erau anumite semne. Economia începuse să încetinească, deficitul bugetar era planificat în creștere, iar unul dintre cei mai de bază indicatori macroeconomici, și anume exporturile, era un minus. Cel puțin asta sunt datele prezentate în raportul de stare a țării 2020, lansat la conferința macro și alcătuit de expert grup. Tot în acel raport se estima că economia va scădea cu 7,5% în anul 2020. Am mai văzut și asemenea prognoze și la alte instituții. Poate unele erau mai optimiste. O să vreau să discutăm și despre asta, dar în general sectorul bancar a întâlnit criza pandemică bine capitalizat și cu multe lichidități, nu? Atunci se pare că criza nu s-a făcut resimțită cu adevărat în acest sistem sau există motive de îngrijorare? Domnule Gaibu. Într-adevăr, probabil în toată istoria de independență Republicii Moldova, sistemul bancar se afla și se află în continuare la cea mai bună stare la început de an, înainte de criză, dar și pe parcursul crizei. Evident că au fost anumite schimbări, spre exemplu, portofoliul de credite a coborât un pic în trimestrul 2, dar deja în trimestrul 3 se vede o relansarea creditării. Nu este una dinamică, evident, în criză este imposibil lucrul acesta, dar soldurile au crescut cu circa 4-5%. Dar dacă să ne referim la creditare, anume care credite sau unde se vede ascensiunea? Pe ce dimensiune? Creditele de consum sau? În construcții, cu toate că este oarecum contraintuitiv în ceea ce privește criza, dar cu toate acestea au crescut un pic în construcții. Se recuperează comerțul. Evident, a fost această scădere în trimestrul 2, bruscă, care s-a răsfrânt și asupra sectorului bancar, dar acum un pic se recuperează. Este în continuare în dificultate sectorul agricol, deoarece este și pe lângă criza pandemică este și seceta respectivă, da, și acest lucru se vede foarte clar. Tot în raport, mă scuzați că vă întrerup, se spunea că am putea avea o recesiune mai severă decât cea din 2009. Așa să fie, domnule Chircă? În 2009 noi am avut o recesiune decât 2-3%. 2,5% dacă nu greșesc. Sigur că va fi mult mai mare. Diferite instituții financiare bancare internaționale preconizează, de exemplu, femeii și ajustase de câteva ori și acum a ajuns la... Dar care ar fi coridorul? 3,5-4,5. Probabil între... Eu cred că nu e, cea mai probabil scenariu este peste 4,5. Depinde de iarăși de ultimele luni ale anului. Iar mai precis, cred că vom afla în luna ianuarie. Atunci vom avea un tablou complet? Păi odată cu finisarea anului, lunile noiembrie și decembrie, din punct de vedere inclusiv fiscal, sunt extrem de importante, pentru că sunt luni când se cheltuie cei mai mulți bani din bugetul de stat pentru diferite proiecte, sunt acoperite și el, de fapt, determină trendul și pune punctul pe evoluția PIB-ului în anul curent și cel mai des noi comparăm aceste două cifre, evoluția pe 9 luni cu evoluția pe întreg an. Și această deviere este adăugată în dependență de direcție de aceste ultimele două luni. Da, mai sunt careva luni care trebuie să treacă, domnule Gârbu, dar totuși ce prognoze avem din punctul dumneavoastră de vedere? Bine, prognoze sunt, deja ați menționat noastre prognoze făcute de expert grup, sunt prognoze făcute de organizații internaționale, momentan... Dar diferă avem... totuși. Diferă, într-adevăr. Deci în jur de 4-5% minus. Bine, prognozele sunt revăzute și iarăși noi nu știm cum se întâmplă la finele anului. Vedem că situația un pic se agravează pe continentul european. Unele state deja din ce mai multe într-un lockdown repetat. Moldova, dacă vine... Se așteaptă și Moldova un lockdown? Merge pe ce? Nu știu, e o întrebare mai mult care ține de domeniul sanitar, în domeniul curtirii sănătății. Vedem că numărul cazurilor e foarte mare. Astăzi parcă a fost un număr mai mic de cazuri, dar în general cam numărul cazurilor alarmează. Și atunci autoritățile trebuie să vină cu anumite reacții. Dacă reacția va fi una dură și
Deci, pe măsură reacție care a fost în trimestrul 2 anul, atunci situația economică se va agrava foarte mult. Deci noi o să ne trezim cu minim în situație extrem de dificilă, totuși, iarăși, aceste estimări sunt destul de speculative. Economia și-a revenit. Și-a revenit în trimestrul 3. Trimestrul 3, iar la fel, este destul de important pentru creșterea economică. Și noi vedem, după, de exemplu, volumul cifrei de afaceri în comerț. Deci e o creștere destul de bună. Deja comerțul a început să-și revină. Deci populația începe să cheltuiască mai mult, economia produce mai mult, mai multe persoane sunt angajate în serviciu și mai departe. Deci economia un pic și-a revenit. Urmează să vedem cum va arăta anul către final, dar așa sau altfel, sigur, situația nu este una deloc foarte pozitivă. Da. Cât de puternice sunt băncile acum? Se poate întâmpla o prăbușire a unor bănci, așa cum era prin 2014-2015? Ne putem aștepta la așa ceva? Mecanismul de guvernanță a fost îmbunătățit semnificativ. S-au introdus și instrumente noi, cum ar fi, spre exemplu, evaluarea calității managementului și nu doar a fiecare persoană individual, dar și ca echipă, astfel încât să fie acoperite toate domeniile de competență necesare pentru a gestiona coerent o bancă. Mai erau și principiile, am trecut la Basel 3. Exact, da. În ceea ce privește măsurile prudențiale sau cele de risc, evaluarea riscurilor și respectiv de asigurarea rezervelor necesare pentru cazurile în care anumite elemente sau anumite portofolii de credite suferă careva riscuri de deteriorare, adică de nerecuperarea banilor din creditele acordate. Respectiv, lucrul acesta a fortificat semnificativ sectorul bancar. De asemenea, schimbarea unor proprietari, mai puțin transparență din sectorul bancar, lucrul acesta se pare că încă nu s-a finalizat pe deplin și mai există anumite mișcări în direcția dată, dar situația este cu mult mai bună față de ce aveam cu 2-3 ani în urmă? În 2014, de fapt, când s-a produs lucrul acesta și atunci s-a inițiat procesul acesta de asanare a sistemului bancar. Gradul de lichiditate este foarte bun și, în general, la noi coeficiențe de lichiditate, coeficiențe prudențiali sunt mult mai duri decât în Europa. Problema era că nu tot timpul ei erau respectați pe deplin sau se simulau într-un fel unele cifre anterior, se are în vedere. Acum deja se pare că lucrurile stau cel puțin mai bine comparativ cu ce a fost până în 2014. Dar cum vor rezista băncile mai mici în comparație cu cele mari? Să spunem. Există vreun risc pe acest segment? Bine, supraveghere bancară, normele care au fost impuse și colegii, cum au menționat corect, inclusiv Basel 3, și toate normele curente nu predispun spre a identifica anumite riscuri care ar parveni din sectorul bancar. De fapt, sectorul bancar se află într-o situație preferențială. Gradul de creditare a economiei raportat la produsul intern brut este destul de mic față de țările dezvoltate, ceea ce arată că sistemul bancar este interconectat cu economia reală într-o măsură mai mică și mai mult este o instituție financiară care ține sănătoare în generarea profiturilor. De aceea, în această criză, paradoxal, câteva evenimente s-au întâmplat importante care au menținut băncile, și anume creșterea remitenților care s-a transformat în depuneri mai mari la bănci, la formă de depozite. Acest lucru, doar în luna septembrie am avut o transfer de mijloace bănești către persoanele fizice în mărime de 144 de milioane de dolari. Acest lucru... Da, mă scuzeți că vă întrerup, că tot ziceați de remitențe și am zis să intervin. În trimestrul 3, remitențele au constituit 424 de milioane de dolari, maxima din ultimii 6 ani, dar iată că unii experți consideră că volumul real al acestora nu a crescut, ci a scăzut ușor. Și asta pentru că, spun ei, volumul remitențelor pe căi oficiale s-a majorat din contul celor pe căi neoficiale. Sau, da, dacă înaintea pandemiei, de exemplu, oamenii transmiteau bani prin, nu știu, familii, cu ajutorul familiei, prietenilor, prin rutiere, acum lucrul acesta nu se întâmplă, totul se întâmplă pe cale oficială, adică prin instituții bancare. Așa să fie? În același timp avem o scădere a importurilor și în această combinație, în balanța de plăți, avem situația când, chiar dacă au scăzut puțin remitențele, la nivelul de intrări de valută în țară, avem o mărime constantă importantă care alimentează consumul de depunerile bancare și multe alte activități, lucruri care nu se întâmplă în alte state. Deci noi permanent avem
acest suport sub formă de transferuri care alimentează economia națională. 144 de milioane de dolari este un nivel destul de bun pentru lunile septembrie-auguste. De regulă, graficul arată de așa natură că în primele luni avem o scădere, după care o creștere, o scădere și în luna august-septembrie este apogeul transferurilor. Deci după acest nivel putem înțelege că nivelul de transferuri este mai mult sau mai puțin constant. Față de anul trecut, când am avut 1,22 de miliarde de dolari anual transfer și perioada 2015, când a fost apogeul transferurilor de remitențe în mărime de 1,660 de milioane. Deci vedem că nu este o descreștere substanțială și în continuare remitențele au un rol important în economia națională. Da, dar stabilitatea financiară a unui stat nu e bine să depindă în mare măsură de remitențe, nu? Adică când mai mult de dezvoltare... Stabilitatea financiară vorbiți despre ce? Despre balanța de plăți în trăire de valută? Da, sau... este bine să depindem foarte mult de dezvoltarea de pe interior, inclusiv, nu? Fiecare stat, fiecare economie se ajustează și trăiește în conformitate cu posibilitățile și realitățile de care dispune. Republica Moldova, paradigma economică s-a desfășurat în așa măsură încât noi avem modelul economic actual. Orice variație, fluctuație importantă în scoaterea remitenților, cu scopul că noi vom trăi din alte surse, este dăunător echilibrului care s-a... Nu ziceam să fie scoase, ziceam că voiam să întreb, de fapt, cât de dependenți suntem noi până ziua de astăzi. Bine, haideți să comparăm cu modelul unui stat arab care trăiește, de exemplu, din importul de petrol. Este rău când în proporție 99% acest stat își formează încasările valutare din vânzările de petrol? Probabil că da, dintr-un model ideal în care ar fi trebuit să existe o economie cu o complexitate înaltă și cu un nivel și cu multisectorial dezvoltată, probabil cu o variantă ideală. Noi vorbim despre din realitățile obiective în care se află Republica Moldova actualmente. Deci totuși, da, domnule Gaibu, vă rog. Un pic am să comentez, fiindcă cu petrol, într-adevăr, este o dependență și se vede și pe cazul Rusiei că dependența masivă de petrol și gaze o afectează negativ și, de fapt, rubla rusească a scăzut chiar mai mult decât leul moldovenesc în această perioadă de criză și, de fapt, leul moldovenesc e una dintre cele mai puternice valute în regiunea CSI. Și anume acest lucru se datorează probabil remitenților și faptul că remitențele de fapt au avut un impact și au avut și chiar și un trend mai curând de ascensiune. Aici domnul Chirc într-adevăr are dreptate că balanța comercială parțial s-a îmbunătățit fiindcă n-au avut și o iarnă foarte blândă, dar acum riscăm un pic să se deterioreze deoarece producția agricolă a fost afectată și în consecință va fi afectată și procesarea de producție agricolă fiindcă unele subsectoare ale sectorului agroalimentar vor suferi din urma respectivă. Pe de altă parte, într-adevăr, situația este foarte bună și remitențele, chiar dacă parțial au devenit mai, spunem așa, pe căile uniunii oficiale s-au mai redus, dar se pare că totuși a fost și o majorare oarecare. De ce? Fiindcă însăși rezervele valutare ale băncii naționale au crescut semnificativ anul acesta, adică se vede, era clar valută în exces în cadrul economiei și respectiv până și Banca Națională a fost nevoită să achiziționeze valută din economie, să o extragă, fiind în același timp păstrat un curs al valutar foarte puternic în regiunea respectivă. Să vă contrazic, pentru că iarăși nu e într-adevăr când vorbim de remitențe și poate un argument suplimentar privind această evoluție contrară a remitenților, deci într-adevăr pare subiectiv, pare într-un fel paradoxal faptul că remitențele a crescut în anul curent. Da, dar dacă îți comparăm volumul remitențelor și volumul valutei vândute de persoane fizice pe piața valutară din Republica Moldova, acolo vedem o scădere mare. Deci, efectiv, în anii precedenți, noi nu vedeam o discrepanță foarte mare. Intrările lunare de remitențe oficiale, cărți oficiale și vânzările oficiale de valută de către persoane fizice în cash, deci în numerar, erau mărimi comparabile. În anul curent, noi vedem discrepanță destul de mare la acești doi indicatori. Și acest lucru vorbește despre faptul că totuși, bine, nici până acum remitențele nu se vedeau toate în totalitate. Deci, conform statisticii oficiale, noi remitențele nu le vedeam niciodată în mărime de plină. Dar volumul valutei vândute de persoane fizice era mare. Exact. În anul curent, valuta vândută de persoane fizice este mai mică. Și inclinația spre economie mai mare în situații mari. De acord. Mai este un moment important aici.
moneda, valuta străină este parte componentă a masei monetare pe care noi o contabilizăm. Deci persoanele fizice, într-adevăr, transferă mijloace în valută către Republica Moldova, însă nu se grăbesc să transfere, pentru că însăși valuta este mijloc de plată. Majoritatea achizițiilor mari, apartament, automobil, se efectuează în valută. Da. Deci lucrul ăsta, de atât așa, este foarte greu de contabilizat. Da. Valuta străină, noi avem o mare parte a masei monetare, pentru că este mijloc de plată în interiorul economiei naționale, în valută străină, pe care noi nu-l contabilizăm și nu-l sesizăm. Am înțeles. Lichidități, am înțeles, avem suficiente. Cum le putem valorifica? Domnule Gaibu. Foarte bună întrebare. Pentru a valorifica lichiditățile din sectorul bancar, având în vedere, s-a întâmplat o situație, nu-i paradoxală, dar într-un fel o capcană am căzut. De ce? Fiindcă prin asanarea sistemului bancar și prin implementarea la Basel III, fortificarea măsurilor de protecție contra riscurilor pe care le prezintă economia Republicii Moldova, de fapt a ridicat într-un fel ștacheta, dacă se explică așa mai popular, în ceea ce privește proiectele care ar putea să fie bancabile pentru sectorul bancar. Tot pe fundalul acesta se observă și o creștere semnificativă a creditării din partea instituțiilor de microfinanțare. Deci, în mod natural, într-o zonă în care a apărut un oarecare vacuum, în cadrul economiei nu se acceptă așa ceva, deci apare un nou jucător, deci în cazul dat instituțiile de microfinanțare, care încearcă să umple acest vacuum. Din păcate, Republica Moldova duce lipsă de o serie întreagă de instrumente financiare. Cum ar fi? Piața de capital este total nefuncțională, care este un catalizator foarte mare și în special în perioadele de mai riscante, când instituțiile mai prudente sunt mai reticente în a finanța economia, în această perioadă apare acest capital de risc care este mai dornic de a investi în sectoarele și în zonele care au necesare și au potențial de creștere. Lucrul acesta se întâmplă, spre exemplu, pe larg în Statele Unite și, de fapt, într-o serie mai mare, o listă mai lungă de țări. Deoarece la noi această piață este nefuncțională sau cu toate că este un cadru normativ oarecare, dar este totuși nefuncțională, acest canal, acest pilon al sistemului financiar într-o societate este efectiv lipsă. Un altă zonă este creditul comercial, care de asemenea la noi lipsesc complet instrumentele financiare care sunt funcționale în alte țări, cum ar fi aceiași cambii, biletul la ordin, factoringul, creditul comercial respectiv la noi suferă. La noi majoritatea agenților economici lucrează pe avans. De ce? Pentru că nu există aceste instrumente care asigură plata sau o recuperare rapidă a acestor bani. În lipsa acestor instrumente trebuie să mergi la judecată. În judecată noi cu toții cunoaștem ce se transformă astfel de apelări. Respectiv, economia se protejează, agenții economici se protejează, ceea ce duce, de fapt, la înghețarea, într-un fel, a proceselor, a tranzacțiilor economice și, respectiv, nu permite o relansare rapidă a economiei. Spuneți de companiile de microfinanțare, acestea oferă deseori credite la niște condiții, nu știu dacă putem spune avantajoase. Avem o duzină în Republica Moldova. Ce le recomandați cetățenilor interesați? Cu ce mesaj veniți către ei, domnul Gărbu? În primul rând, cetățenii trebuie să fie prudent, fiindcă, regretabil, în societatea moldovenească nu există suficientă cultură financiară și atunci cetățenii uneori se aventură, uneori iau decizii pripite fără să gândească foarte bine, nu fac un calcul suficient și atunci multe persoane intră în capacitate de plată și se pomenesc în situații în care deci situația lor materială este mai rea decât situația până a atrage creditele. Companiile respective, într-adevăr, s-au dezvoltat foarte dinamic în ultimii ani, creșteau câte 30% pe an, deci, într-adevăr, au fost o creștere explozivă în perioada anterioară. Dar ele au dreptul la existență în sistemul ăsta financiar bancar. Și da și nu. Depinde de modul în care se face publicitate și depinde de modul în care se promovează și în mod respectiv de modul în care este gestionat sectorul respectiv, în ce măsură este supravegheat. Banca Națională a preluat competențele de supraveghere acestui sector, fiindcă totuși apar riscuri din ce în ce mai mari și volumul creditelor care sunt oferite de aceste organizații deja atinge la o sumă destul de mare, deci ca pondere în PIB sau efectiv ca pondere în economia națională, astfel încât deja în cazul în care sectorul respectiv nu este gestionat de manieră corectă, ne putem trezi cu anumite situații de crize sociale. A preluat Banca Națională deja controlul sau urmează să se întâmple acest lucru pentru
pentru că văzusem o informație că va avea competențe și în acest sector. Înainte, aceste atribuții erau exercitate de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Să ne spuneți, domnule Chircă, cum considerați? Este o mișcare corectă? Este una din condiționalitățile, precondiționalității expuse de Fondul Monetar Internațional, vociferată de autoritățile noastre. Mi se pare o idee nu prea inspirată, pentru că ori să creezi la Banca Națională o nouă filială a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ori să fortifici comisia, pentru că noi avem nevoie de o astfel de comisie, pentru că va avea aceleași atribuții. Problema este mult mai fundamentală. În ce măsură statul este capabil să aducă activitatea instituțiilor de microfinanțare într-un cadru în care să asigure transparența, lipsa de escrocherii și multe alte aspecte semne de legalitatea, inclusiv de originea banilor, dacă noi introducem toate elementele de supraveghere, transformăm din microfinanțare într-o instituție bancară sau semi-bancară. Iarăși, și există timp o competiție între piețele de capital și instituțiile bancare în modul în care funcționează. E o poveste și istorie mult mai veche, de aceea existența unei ramuri separate de sistemul bancar în care să nu existe o astfel de supraaglomerare de competențe este absolut necesară. Nicăieri în lume nu există astfel de practică. Comisia Securities Market Commission în Statele Unite este separată de Fed, nu intervine, în plus sunt într-un anumit nivel, chiar sunt și competitori prin mecanismele și instrumentele pe care le lansează. O altă problemă de modul în care funcționează, aici sunt de la posibilitatea existenței anumitor companii de microfinanțare care să fie bazate pe împrumut reciproc și orientate spre dezvoltare, până la companii care se ocupă cu escrocherie curată. În plus, problema fundamentală în aceste companii, care este originea mijloacelor utilizate pentru creditare. Nu este exclus că o bună parte din aceste mijloace provin din zona interlopă, zona ilegală, care perecletează și pune o mare pată și semnul întrebare pentru activitatea acelor agenții care sunt sau își doresc, transparente și doresc să activeze absolut legal. Domnule Caip, ați vrut să interveniți? Da. Vreau să completez, de fapt, ceea ce a spus domnul Chircă, fiindcă să pui toate bunurile într-un singur coș să riști cu acesta, tot timpul este periculos. Și vreau să menționez că, într-adevăr, Comisia Națională trebuia mai curând să fie susținută pentru ca să-și îmbunătățească capacitățile sale. Bugetul Comisiei Naționale, care este responsabil de câteva sectoare și asigurări și microfinanțare și piața de capital, de asemenea, avea un buget de 3 ori mai mic decât CNA, de exemplu. Deci se vede clar unde își focusează resursele statul nostru, spre control polițienesc, mai curând decât spre dezvoltarea unei economii durabile și fiabile. Și al doilea moment, am studiat chiar unele situații din Marea Britanie, care este o țară dezvoltată, în cartierele în care sunt mai puțin controlați sau nu sunt prezente servicii de microfinanțare sau cele care sunt organizate de către stat, imediat este înlocuit cu acele organizații neoficiale de interlopi care creditează un fel de, se numesc un fel de rechini financiari, care creditează masiv și cu dobânzi mult mai grave decât sectorul de microfinanțare. De aceea nu este prea bine să fie prea restricționat și sectorul de microfinanțare. De ce? Fiindcă automat va apărea un vacuum, iar și așa cum a apărut la sectorul bancar și vor apărea alți jucători și mai tenebri, să spunem așa, care vor exploata acel segment care nu va avea acces la aceste micro. Deci trebuie să fie păstrat un echilibru indiscutabil. Nu trebuie să admise acele informații eronate sau informări greșite care îi atrag pe sau îi formează un fel de escrocherie sau o informație falsă, o așteptări false pentru clienți, dar indiscutabil sectorul microfinanciar trebuie să fie un pic mai flexibil decât, semnificativ mai flexibil decât sectorul bancar, cu protejarea clientului din perspectiva informării. Domnilor, în spațiul public, în ultima perioadă circulă tot mai multe informații despre anumite bănci comerciale. La demersul Procuraturii Anticorupție, instanța de judecată a autorizat punerea sub sechestru a unor bunuri a unei bănci comerciale. De cealaltă parte, o altă bancă comercială, de fapt, singura instituție financiară care se
se mai află încă sub supravegherea Băncii Centrale, a anunțat că caută un investitor strategic care să preia o participație de 49,8% din capital pentru a se dezvolta în continuare. Explicați-ne care sunt mișcările din sistem, ce ar trebui să înțelegem din acestea. Domnule Chircă. Bine, dacă vorbim, ați spus să nu pronunțăm numele băncilor, da, acea da, bancă. După furtul miliardului, au existat mai multe tentative de a identifica canalele și modul în care au fost anumite mijloace distribuite. În furtul miliardului însă și-a compus prin deturnarea mijloacelor de la o bancă, ca să nu ne dăm denumire. Cu toate că dacă a fost ștersă din registru, cred că poate fi numită. După care, a doua etapă a fost redistribuirea și achitarea pentru anumiți creditori și anumite mijloace au fost transferate. Ulterior, un investitor de bună credință, probabil că a cunoscut sau a scăpat din vedere însăși faptul că au existat anumite implicații. Dar punerea sub sechestru nu înseamnă sechestrarea bunurilor. Este doar o garanție judiciară, o măsură judiciară pentru a asigura integritatea bunurilor pe o anumită perioadă. Acea bancă în continuare utilizează și dispune de toate aceste mijloace. Este o formă pasivă de a interzice, de exemplu, tranzacționarea acestor active. Deci nu s-a întâmplat absolut nimic din acest punct de vedere. Urmează organele de urmărire penală să stabilească gradul de implicare și dacă există persoana juridică, acea bancă, dacă are anumite obligații, atunci probabil că vor exista anumite decizii. Dacă nu, va fi scos sechestru și în continuare acea bancă va putea utiliza acele active asupra care a fost aplicată această măsură judiciară. Am înțeles. Domnule Gârbu, dumneavoastră, cum ne explicați aceste procese? Într-un fel, această evoluție, aceste mișcări pot fi inclusiv înțelese din perspectiva modului destul de caragheos prin care acționează sistemul nostru judiciar, care atunci când dorește observă anumite în carențe sau acționează, deci încearcă să cumva să promoveze, să cerceteze anumite acțiuni sau uneori efectiv se face când o vede și toată populația într-un fel înțelege că sunt anumite acțiuni ilegale, ori procuratura sau autoritățile noastre competente în mod foarte încăpățânat nu observă acest lucru. Deci pe de o parte sigur că aceste situații sunt legate de evenimentul din anul 2014, criza bancară și deci anumite argumentări în vederea cercetării acestor situații există, dar întrebarea este de ce atât de târziu? De ce abia acum procuratura începe să-și pună întrebări atunci când acționariatul și persoanele care efectiv trebuie să răspundă pentru aceste fapte s-au schimbat? Da? Deci, efectiv, se presupune o situație în care procesul respectiv se duce la un bun sfârșit și, într-adevăr, banca respectivă se găsește responsabilă. Știm cum s-a produs acel eveniment, au fost și anumite credite între băncile comerciale care au permis băncilor deja afectate care au falimentat în rezultatul acestui eveniment. Deci, permis să se crească punerea creditelor oferite și mai departe. Deci suma furată din sectorul bancar din Republica Moldova s-a majorat inclusiv și prin aportul unor bănci comerciale și inclusiv acele bănci la care noastră cum ați făcut referință. Dar totuși, de ce atât de târziu și care este scopul final? Fiindcă efectiv, dacă cauza se cercetează până la capăt și acționari sunt puși să răspundă, efectiv, ce mesaj să răspundem noi ca țară pentru investitorii străini? Recent anumiți lideri politici au lansat acuzații că s-ar pregăti un nou furt al miliardului, o nouă hoție bancară de proporții. Domnule Gaibu, cum înțelegem, cum catalogăm aceste acuzații? Sunt un scenariu real sau nu? Din păcate, în Republica Moldova nu pot să exclude nicio versiune. Iată, eu, într-adevăr, am să-l susțin și pe colegul meu că ultimele mișcări care au avut loc, de fapt, doar confirmă faptul că la noi justiția în continuare este selectivă și nu face selecția cea mai bună. Totuși în sistemul bancar există anumite lucruri specifice și atunci când s-a pus s-au schimbat și cadrul normativ și s-a pus ca o sarcină să fie schimbați proprietarii netransparenți din cadrul sistemului bancar, metode sunt mai multe și scopul băncii naționale era ca să elimine acele elemente negative din sistemul bancar. Și lucrul acesta putea să fie făcut prin mai multe procese. În primul rând, prin vânzare binevolă. Dacă nu se vinde binevolă, atunci se procedea la vânzare forțată, inclusiv până la anularea acțiunilor. Toate aceste măsuri au fost aplicate. Scopul final era ca să fie aduși investitori de bună credință, preferabil profesioniști, și asta s-a întâmplat, de fapt, ca să numim iarăși din nou denumirea băncilor.
De ce s-a întâmplat lucrul acesta și au fost puse aceste chestii? Este un pic neclar, fiindcă acele venituri care au fost obținute din realizarea pachetului, da, trebuiau acele în primul rând să fie urmărite. Dacă și chiar se punea și sechestrul și asupra anumitor active ale băncii, în primul rând trebuie să fie urmărite beneficiul care a fost obținut din sursele sau în bază unor activi toxice. Și lucrul acesta exact nu s-a întâmplat. Deci, care sunt acțiunile procuraturii și organelor de forță? Nu sunt prea clare. Evident, sunt selective, iarăși această selecție este stranie și, din păcate, ridic un semn de întrebare asupra inclusiv cum vor derula lucrurile în continuare. În ultima perioadă s-au intensificat, s-au întețit tentativele de manipulare a deținătorilor de carduri pentru a divulga informații confidențiale care să permită accesul neautorizat la cardurile de plată. Foarte multă lume în ultima perioadă, e curios de ce acum, e contactată inclusiv prin aplicații precum Viber. Cu ce mesaj veniți către cetățeni, domnule Chircă? În primul rând să fii foarte prudenți, pentru că niciodată o bancă nu ar contacta clientul pentru a cere date cu caracter personal, dar este o formă de afacere, pentru că aceste persoane contactează 10.000 de potențiale persoane care să fie clienții lor, în ghilimele. Și cineva mușcă momeala? Și unul, doi, care răscumpără efortul. E o scrocherie care apare în valuri, în diferite perioade, până apare acea saturație și populația este informată. Niciodată banca nu va contacta clientul ca să-i ceară date, în plus, prin codul pentru cardul bancar, nici banca nu-l cunoaște. El este generat de un anumit sistem în așa manieră, încât îl cunoașteți doar dumneavoastră. Este sigilat și chiar transportat separat față de carduri. Adică nu este o securitate și sunt niște normative la nivel internațional foarte dure în această privință. Deci nici lucrătorii bancari nu cunosc prin codul respectiv și nu au cum să-l cunosc. Da, dar de fapt se bazează și acest lucru pe faptul că în ultima perioadă avem un val masiv de persoane care au început să utilizeze tot mai frecvent cardurile. În primul rând, mulți pensionari care își primesc pensiile la cardul bancar și probabil că asta este bazinul și grupul țintă al acestor infractori. Da, adică de asta s-ar întâmpla lucrurile în această perioadă, domnule Grubu? Este și perioada crizei și atunci sunt multe persoane care sunt tentate să-și asigură anumite venituri prin această metodă, regretabil, sau bine, sunt și persoane care sunt restituite din alte regiuni, zicem, din statele occidentale, acolo unde iarăși au mers pe, mai mult sau mai puțin pe aplicarea unor scheme de scurcărie similare pe care încearcă să le implementeze inclusiv și Republica Moldova. Deci nu este nimic straniu, aceste genuri de evenimente se răspândesc ca o epidemie. Dacă undeva se produce un focar, acest focar mai devreme sau mai târziu ajunge inclusiv și Republica Moldova, vrem sau noi sau nu vrem, dar trebuie să avem instituții complexe care să facă față cerințelor, iar cetățenilor suplimentar poate le-aș sugera să citească, să citească cele flyere care le găsesc în bănci și acolo scrie foarte clar, vă rog, așa mai departe, diverse instrucțiuni, sunt ghidajuri din partea fiecărei bănci, deci acolo unde ții cardul bancar cu ocazia vizite la bancă, poți să ridici acel flyer, să-l citești, să nu-l ignorezi, dar să citești informații care scrie. Cum ar fi o mică lecție de educație financiară? Probabil că băncile ar trebui să instructeze persoanele, în primul rând cele din etate, prin faptul că detaliile cardului bancar despre posibilitatea de escrocherie, pentru că lucruri care nu se întâmplă, flyerele care se află în filiale, de regulă, sunt la discreția vizitatorului și a clientului de a fi citite sau nu. Însăși banca, pentru anumit grup de persoane vulnerabile, cred că ar trebui să le dea mai multe informații. Dar, până la urmă, e foarte riscant lucrul ăsta. Cât e de real să recuperezi mai apoi banii care au fost sustrași de pe cardul bancar? Există proceduri prin care, în primul rând, trebuie să raportezi imediat ce observi de lapidarea de fonduri. Dacă, de cele mai multe ori, dacă ai și un internet banking, anumite tranzacții sau utilizarea PIN codului, bine, nu de la card, dar de la internet banking, el te notifică și pe telefon, respectiv, imediat poți reacționa la lucrul acesta. În privința cardului, imediat ce observi, trebuie să anunți banca să blocheze cardul. Iarăși, lucrul acesta trebuie să fie cunoscut, într-adevăr, în instrucțiuni scrie, dar probabil, în special atât persoanele, citesc, da. Da, și la noi, în mod tradițional, probabil, în spațiul acesta ex-sovietic, cu cititul era mai, ce scrie nu corespundea tot timpul realității, respectiv, de obicei se discutau lucrurile.
Asta e situația, dar primul lucru trebuie să informezi banca ca să blochezi și să stopezi posibilitatea de a lapida fonduri. Protejează cardul, iarăși. Al doilea moment este să limitezi volumul tranzacțiilor pe zi. Este important lucrul acesta, de ce? Fiindcă imediat ce apare acces, obține cineva acces la acest card, evident va încerca să extragă toți banii. Și lucrul acesta protejează prin două măsuri. Unu, el poate riscă să depășească limita și respectiv să tranzacția să nu fie validată. Doi, e limitat însă și volumul tranzacțiilor, chiar dacă face tranzacții micuțe, sunt limitate volumul tranzacțiilor pentru ziua respectivă. Deci aceste lucruri se parametrizează în momentul când se face comandă de card la bancă. Și ultimul, probabil, lucru important, eu cred că deja este destul de evident, am mai enunțat, dar trebuie să fie făcută o educație, probabil parte componentă educației civice la școală, fiindcă astăzi realitățile obiective actuale, din păcate... Ne impun să fim informați, da, nu? Din păcate, noi avem cursuri mai curând academice, practic, fără o parte practică, care atunci când absolvește elevul liceul, să aibă deprinderi practice pentru viață. Să fie asta o parte importantă. Dar, important da. Este că în momentul în care frauda s-a comis, da. acești bani nu-i mai recuperează nimeni. Ce spune domnul Gaibu este faptul că anunțați banca pentru a vă bloca contul pentru eventuale următoarele. Dar cei care au fost deja, banii care au fost... Și este contul dumneavoastră pentru că au fost utilizate acele date cu caracter personal secrete pe care le deținează doar dumneavoastră și prin împărtășirea acestor date, de fapt, sunteți complice la acea fraudă care s-a produs. Domnule Gărbu, dar cineva e pedepsit? E găsit până la urmă făptașul? Da, se întâmplă. Acum nu pot să-mi amintesc, dacă în Republica Moldova sunt foarte multe cazuri de genul acesta, dar de principiu, da, făptașii în principiu pot fi identificați, dar aici dar este specific aceste... Dar de asta și sună pe Viber, ca să fie mai puțin să aibă lumea acces. Nu Viber, nu cred că Viber oferă această posibilitate organelor de urmărire penală ca să identifice, dar este specific cu acestor tranzacții odată ce persoanele respective obțin datele pe care le vânează, deci tranzacția se produce rapid în câteva minute și persoana, dacă din bună credință a oferit datele personale, până realizează că a făcut o greșeală și anunță bancă, banii nu mai sunt în cont. Deci, efectiv, aici contează foarte mult să fie prevenite acest gen de situații decât să fie recuperate. De multe ori persoanele date deja se află în locuri de izolare și penitenciare pentru că și de acolo fac. Sunt mulți pușcăriași care în timpul pe care l-au liber utilizează frecvent astfel de afaceri. O informație foarte utilă pentru telespectatorii de acasă, cred eu. Totuși, digitalizarea și creșterea eficacității operaționale devin treptat niște elemente, niște instrumente pe care trebuie să le adaptăm și noi, să ne adaptăm la ele, la realitățile țării noastre. Au înțeles băncile acest lucru? Vor apela la asemenea strategii tot mai mult, inclusiv pentru a crește veniturile din creditare? Cred că mai multă digitizare se referă la economia reală decât la bănci, fiindcă băncile oricum așa sau altfel sunt destul de digitizate și aici contează totuși mai mult deci disponibilitatea persoanelor să folosească aceste tehnologii. Sigur că digitizarea deschide o posibilitate destul de bună de dezvoltare și oferă anumită sustenabilitate întreprinderilor. Fiindcă noi într-adevăr în anul curent, vedem, dacă ne uităm la structura PIB-ului, da, cum arată PIB-ul Republicii Moldova pe jumătate de an, ne testăm doar două sectoare care n-au simțit un impact masiv asupra volumului de activitate, sectorul IT și sectorul financiar-bancar. Deci băncile chiar au crescut un pic în prima jumătate a anului, fiindcă au avut această flexibilitate. Sigur că rezistența economiei față de criză prin digitizare se îmbunătățește, crește și băncile respective, deci sectorul bancar se află în deci, cooperare, zicem așa, deci dacă economia merge bine și sectorul bancar merge foarte bine. Și sigur că digitizarea oferă perspective destul de bune de sustenabilitate economică pe termen lung, dar aspectele acestea totuși vizează mai mult modul în care arată economia reală în Republica Moldova și mai puțin sectorul bancar. Poate încă un sfat pentru telespectator. Este foarte... Mulți primesc bani, într-adevăr, fie că e vorba de salariu sau de alte venituri, direct pe card. O recomandare să solicite la organizațiile care transferă lucrul acesta să fie în contul curent. Și cel mai bine să-și apeleze la internet banking și să dozeze banii din contul curent pe măsura necesităților pe card. Fiindcă cardul este mai vulnerabil și în special că multe carduri în prezent sunt
utilizate și cu posibilitatea de a achita la distanță mică, deci sunt deja și aparate de citire a acestor carduri la distanțe mici, respectiv să iarăși să dilapideze o parte din fonduri. De aceea, pentru a proteja principalele sume, este bine să fie direct transferate pe cont curent, iar cardul îl suplinezi în măsura în care ai nevoie de aceste resurse pentru a face careva achiziții mărunte sau merge la magazin și așa mai departe. Internet banking de cele mai multe ori este gratis pentru persoanele fizice de către bănci. Oricine o poate descărca. Exact. Poate că ți-am în vedere prin digitizarea proceselor bancare, eliminarea numerarului. Inclusiv și asta pe timp. Acele propuneri care au fost în propunerea bugetară fiscală pentru anul viitor, în care s-a propus de la 100.000 de lei toate tranzacțiile să fie efectuate exclusiv prin card bancar. Este o tendință la nivel mondial, dar este și un... Corespunde realităților noastre? Uitați-vă, la nivel mondial, la un anumit moment apar anumite, să spunem așa, distorsiuni funcționale. Este pentru prima dată în istoria omenirii când noi avem de face cu mijloc de plată care nu este anonim. Și atunci boabele de cafea, pieile, aurul, argintul, tot timpul au avut calitatea anonimă de a poseda mijlocul de plată. În cazul trecerii definitive în plată prin transfer, banii nu mai sunt anonim proprietate atașată fizic, ci mai degrabă obligația băncii de a efectua numele dumneavoastră acele plăți. Și atunci foarte multe date sunt concentrate în structuri guvernamentale de stat, date cu caracter personal, care pot fi abuzate. De aceea, existența mecanismelor, inclusiv anonime, la noi, în general, cu introducerea normei de 100.000, înseamnă că, practic, toate tranzacțiile de achiziționare a automobilului, de apartament, vor putea fi făcute numai prin utilizarea cardului, lucru care nu este practic. În plus, majoritatea înregistrărilor de achiziție automobilului sau a imobilului sunt înregistrate la Agenția Servicii Publice. Deci nu este vorba de persoane care utilizează cash-ul în anumite tranzacții ilegale. Deci statul deja cunoaște informații despre efectuarea acestor tranzacții. Deci eu cred că noi ar trebui să trecem gradual la această etapă. În plus, descurajează multe din fluxuri potențiale investiționale. Nu mă refer la fluxuri criminale, mă refer la fluxuri legale care ar putea să regăsească datorită unui climat mai favorabil de tratare a numerarului în Republica Moldova. Sunt sigur că cunoașteți această informație, o informație curioasă. Clădirea Sălii cu Orgă din Chișinău până în 1974 a găzduit Banca de Stat. Pe timpuri ne protejau lei monumentali, dacă putem spune așa. Acum cine protejează leul? După o perioadă de stabilitate, știm că leul a început să cedeze în fața valutei străine, în special după declarația președintelui că valoarea leului ar trebui să scadă, deși Banca Națională a Moldovei a spus că nu acționează la indicații politice, vedem că valoarea leului totuși a căzut. A scăzut, este o scădere artificială, domnule Gârbu, sau nu? Leu, într-adevăr, este pe pantă descendentă începând cu luna octombrie. Scăderea există, dar nu e scădere pronunțată. Deci nu putem să zicem de anumite prăbușiri. Zicem acum, recent, lira turcească s-a prăbușit. Noi nu suntem cu totul altă situație, conjunctură. De ce se întâmplă în Republica Moldova? Cred că mai mult poate fi explicată din perspectiva politicilor monetare care și Banca Națională le promovează. Momentan avem rata inflației la nivelul de 2,3, ultimul indicator, parcă pe ultimele date, pe luna octombrie, avem rata inflației mult sub indicatorul minim, în care este sub limita 3,5, limita minimă coridorului, 3,5-6,5. Deci în acest coridor rata inflației trebuie să se miște, rata inflației se află sub, destul de simțitor, sub limita minimă a coridorului. Acest lucru, de fapt, este un pericol și pentru economia națională, dar inclusiv deja impune și Banca Națională să acționeze în anumită manieră, să lase leul moldovenesc în condițiile economiei naționale, care se bazează foarte mult pe remitențe, am început să vorbim de remitențe prin parte emisiune și pe importul bunurilor de consum, larg consum din exterior, un pic depreciere monedei naționale aduce, deci creează o anumită presiune pe creșterea ratei inflației în Republica Moldova, deși lucrul acesta ar putea să fie înțeles ca fiind cauza majoră în vederea acestei deprecieri, cum nu e o tendință de lungă durată. Banca Națională, în mod cert, are capacitatea să regleze, facă acest lucru. De altfel, vedem și rezervele băncii naționale cresc ca pe efectiv sunt lucruri de altfel foarte paradoxal. Noi avem, ne confruntăm în anul curent cu criza economică, dar în același timp vedem că nu avem ce face cu valuta. Nu? Deci, Iese pe scotare. În ce valută totuși recomandați oamenilor să economisească bani? Toate valutele comportă un oarecare risc.
Anumite economii se dezvoltă sau chiar și după criză se recuperează mai repede. Spre exemplu, dolarul a avut o scădere mai accentuată inițial, dar acum deja merge în trend ascendent. Euro a fost mai lent în acest proces. Americanii, pur și simplu, cunosc foarte bine cum să opereze în imediat după post-criză și devalorizarea dolarului, practic, pun la bază imediat o recuperare de suficient de rapidă a economiei Statelor Unite și respectiv și în 2008 au ieșit practic americanii printre primii din criză, Uniunea Europeană a durat mult mai mult procesul respectiv. Și acum probabil încearcă să facă exact același lucru. Deja dolarul se recuperează. Leu moldovenesc arată de cele mai multe ori o stabilitate destul de bună, datorită iarăși combinației între remitențe, balanța comercială, care compensează balanța comercială, respectiv asigură stabilitatea cererii și ofertei de valută în Republica Moldova. În special dacă iernile sunt calde, lucrul acesta este pe plus evident. Este natural să, dacă nu ești un persoană care se înrăită să monitorizeze piețele respective și să încerci să câștigi din lucrul acesta, atunci este rațional să faci un coș de valut în dependență de necesitățile și perspectivele pe care le ai. Dacă vrei să acumulezi o anumită sumă pentru anumite investiții, probabil are sens să ai și anumite proporții în valută. Dacă ai anumite consumuri relativ rapide și tot timpul este logic să ai și o porțiune din mijloace în lei moldovenești, în special atunci când lucrul acesta este destul de clar, o stabilitate foarte clară. Domnule Chircă, dar ce prognoze aveți pentru fluctuațiile de pe piața valutară? Nu știu, din perioada imediat următoare. Locală. Acum cred că orice fluctuație, și asta este stilul băncii naționale din ultimii 3 ani de zile, are loc o fluctuație atentă. Deci fără anumite variații bruște. Deci eu cred că cel mai probabil va fi un trend de stabilizare a principalelor valute la anumite cotații, în jurul cărora în continuare vom avea o descreștere cu creșterea rezervelor valutare în paralel, lucru care probabil are și efect benefic asupra economiei prin impulsionarea consumului. Dar în mare parte există mecanisme mai mult decât suficiente. Deci, practic, aproape jumătate din produsul intern brut sub formă de rezerve valutare, asta înseamnă că Banca Națională, practic, la ora actuală, poate face orice. Asta înseamnă că va fi acea fluctuație stabilă și să nu uităm că euro a fost 22 de lei pentru un euro și 20 de lei pentru moneda americană în 2016. Acum mai mult e vorba de un prag psihologic, dar fluctuația va fi în jurul acestor cotații. Mai mulți experți prognozează că anul 2021 va fi unul foarte complicat din punct de vedere financiar, economic, pentru mai multe țări, adică la nivel mondial. Vor fi afectați oamenii cu venituri modeste. Cum se preocupă statul nostru în acest sens? Domnule Gârbu. Modest, destul de modest, fiindcă dacă ne dorim să nu avem multe pături vulnerabile, social vulnerabile, deci numărul persoanelor încadrate în această categorie să fie mai mic, noi trebuie să avem ca obiectiv dezvoltare economică, deci să nu permitem prăbușirea economiei. Ori vedem că sectorul real a economiei se resimte și acele instrumente care sunt puse la dispoziție de către guvern în vedere susținerea sectorului real nu sunt suficient de bune. În același timp, nu sunt suficiente. Deci guvernul nu cheltuiește suficienți bani pentru menținerea economiei, chiar și că mărime relativ, încă mărime absolută. Deci acele subvenții care le primesc antreprenori în state dezvoltate sunt incomparabil mai mari față de ceea ce primesc agenții economici în Republica Moldova, programele care sunt puse la dispoziție mai departe. Și în același timp, nici poeturile social vulnerabile nu sunt în situație foarte bună. Deci, momentan, cred că tot situația arată destul de sumbru pe anul viitor și în anul curent. Este de înțeles acest lucru, fiindcă noi suntem o țară săracă și, în același timp, suntem și într-o situație destul de delicată. Avem și o situație, instabilitate, zicem așa, parlamentară, da? La nivel de legislativ, sunt riscuri la nivelul executivului, avem alegerile prezidențiale și așa mai departe. Deci situația nu este una chiar atât de bună. Păturile social vulnerabile primesc anumite adauzuri, anumite susținere, anumite mijloace financiare, dar acest lucru totuși lasă de dorit. Per ansamblu, economia noastră este una slabă. Și firesc, dacă suntem o țară atât de slabă, chiar dacă avem un leu foarte puternic, ceea ce spun urmă este foarte paradoxal, dar fiind o economie foarte slabă, e firesc, deci păturile social vulnerabile se simte destul de prost. Da, domnule Capu, vă rog.
Acele măsuri care au fost luate de către guvern s-au discutat foarte mult, dar deja ajungând, iată, după o perioadă oarecare a crizei pandemice, s-a dovedit a fi că o parte semnificativă a acestor resurse pur și simplu nu au fost valorificate. Deci, iarăși, nu s-a proces la o regândire a conceptului de ajutor de stat, fiindcă este evident că dacă nu au fost valorificate, înseamnă că existau anumite criterii care nu permiteau sau făceau dificile utilizarea acestor pârghii sau acelor facilități pe care le punea la dispoziție statul. Chiar eu personal, fiind într-o emisiune, sunau persoane din regiune și, de fapt, ei nu cunoșteau despre faptul că pot primi o indemnizație la oficiile de angajare în câmpul muncii, cea care a fost majorată. Deci oamenii nu au apelat la lucrul acesta. Încă un indicator paradoxal, iată, verificasem rata șomajului, pe care este determinată de către Biroul Național de Statistică, în plină criză, de fapt, el a scăzut comparativ cu anul 2019. Ce arată lucrul acesta? Că, de fapt, oamenii nu se așteaptă să-și găsească soluția aici în țară și, de fapt, un procent destul de mare sunt cei care așteaptă să revină din nou la munce în alte țări, nevăzând oportunități în Republica Moldova, fiind acele oferte care mai există în Republica Moldova, fiind mult sub nivelul pentru existență sau pentru întreținerea decentă a familiei și a persoanei proprii. Domnule Chircă, de ce politici am avea nevoie pentru stabilitatea economică? Pentru stabilitatea economică. Paradoxal este faptul că noi nu am tipărit bani în circulație și am pus în circulație așa cum se așteptau mulți și se pronunțau, haideți să tipărim 10-20 de miliarde de lei, este un lucru care a avut efect benefic asupra stabilității. În general, noi suntem în categorii calitativ diferite față de țările dezvoltate. Statele Unite tipăresc 4 trilioane de dolari, lucru care este absorbit de economia mondială și, practic, inflația mondială și prin importuri Statele Unite își revin. Noi nu avem astfel de capacitate. Și majoritatea care compară, uitați la noi cât statul ajută cetățenii și mediul de afaceri, și uitați cât de mult ajută în Germania. Noi nu avem astfel de posibilități. Însă, Uniunea Europeană a lansat un program deja este un memorandum de ajutorare directă a mediului de afaceri. Probabil că astfel de programe vor urma și asta probabil că ar fi o posibilitate noastră de a ne aralia la fluxurile de ajutare care ar veni din Uniunea Europeană. Pe interior, noi avem resurse relativ modeste pe care nu le putem valorifica și recanaliza în susținerea pur și simplu prin plăți anuale, individuale, targetate chiar la entități economice sau la persoane fizice, lucru care nu este sustenabil și fezabil pentru bugetul public care și așa se află într-un deficit bugetar colosal. Domnule Gărbu, sunteți de aceeași părere? Noi vorbim despre este sectorul bancar și când contrapunem în modul în care arată economia națională și situația în structura sectorului bancar, ceea ce atestăm noi. În mod firesc, deci noi am vorbit iarăși despre organizații de microfinanțare. Sunt organizații, instituții financiare, sunt instituții de creditare. Băncile, deci, creează bani, măresc masa banilor în economie și prin această dezvoltă economie. La noi, băncile lucrează ca niște instituții de microfinanțare, fiindcă volumul depozitelor atrase de către bănci este mai mare decât volumul creditelor oferite. Deci, la noi, băncile comerciale sterilizează lichiditate. În mod firesc, într-o economie dezvoltată, băncile ar trebui să pompeze bani în economie. Noi, bani, într-un fel, avem aceleași rezerve de active de rezervă care stau, bine mersi, pe conturile și inclusiv și băncilor comerciale din statele dezvoltate, bine, lucrează pentru dezvoltarea economiilor străine, în condițiile în care noi, deci, auzim executivul în fiecare zi care zice că are nevoie de mijloace financiare, 10-20 milioane să ne dea. Deci noi nu avem politici care să pună banii, chiar și cele puține resurse care le avem pe interior, noi tot le risipim. Dar băncile sunt mai atractive acum? Sau... În ce sens? Adică pentru clienți, da? Sunt mai atractive, de exemplu, iarăși un lucru paradoxal. Alte soluții nu există. Un lucru paradoxal, în anul curent, a crescut depozitele destul de mult. Deci agenții economici, în loc să investească banii chiar și din propriile resurse, fiindcă la economie, mulți agenți economici se dezvoltă din propriile lor resurse, nu din creditare. Dar chiar și în anul curent, nici măcar aceste resurse nu se dorește să fie investite în procurare de utilaj și mai departe în active materiale pe termen lung. Sunt astea niște capcane, poate, pentru oamenii simpli care nu
se pricep, nu înțeleg întotdeauna, nu au educație financiară. Nu e vorba de capcane, e vorba într-adevăr de lipsa unei politici de dezvoltare coerente în ceea ce privește anumit sectorul financiar și nu doar partea de bănci, fiindcă asta e problema, că sectorul bancar la noi cât de cât este dezvoltat, celelalte sectoare. Eu am să dau un exemplu foarte clar. Auchan, ca companie transnațională, a crescut în bază de credite comerciale. Investiții făcea în bază de credite comerciale. De ce? Pentru că exista instrumentariu în ceea ce privește crearea, adică formarea creanțelor acestei comerciale. La noi, din lipsa acestor instrumente, care ele de asemenea formează masă monetară și efectiv instrumentul comercial, dacă ar fi bine pus la punct, el de asemenea fluctuează și compensează o serie de necesități în economie de lichidități și, din contra, reducere de masă monetară atunci când nu mai sunt nevoie de astfel de lichidități. Deci ea are o respirație mult mai liberă decât masa monetară care se află în sectorul bancar. Și lucrul acesta funcționează foarte bine în țările dezvoltate, dar nu funcționează lucrul acesta. Dar doar un exemplu. Am dat doar un exemplu. Plus la aceasta, eu am să fiu de acord că, într-adevăr, în Statele Unite e mult mai ușor de a face această infuzie de masă monetară cu efect benefic imediat asupra economiei. Republica Moldova, fiind o economie preponderent bazată pe importuri, dacă face o infuzie de masă monetară, ce se întâmplă? Se cumpără valuta și se pornesc importurile. Și evident, lucrul acesta n-are cum să se transforme într-o economie sustenabilă sau dezvoltare de durată. Tocmai de aceea, în Moldova, trebuie să fie aplicate instrumente mai sofisticate decât cele în Statele Unite. Acolo e mai simplu. Toate că economia e mai mare, dar e mai simplu de făcut lucrul acesta. Și astfel de infuzii trebuie să fie făcute controlat și direcționat spre investiții. Adică ele poate să aibă loc, dar nu în forma liberă care e în Statele Unite, dar să fie direcționate pe zonele care vor genera această creștere economică spre echipamente, spre creare de platforme de producere și așa mai departe. Un bun exemplu în acest sens, când intervin, este, dacă vreți, programul Prima Casă, care, bine, eu am criticat acest program, fiindcă e mai mult axat pe consum, mai mult contează crearea locuri de muncă și dezvoltarea economiei. Dar atunci când a intrat statul în joc, s-a văzut că și băncile au reacționat și volumul creditelor referit acestui sector, s-a majorat. Și a fost o dinamică foarte mare. În trecut, cel mult portofoliu creditare creștea anume pe această dimensiune, datorită faptului că statul a intrat în joc. Deci statul a venit cu anumite instrumente de garanție, deci a limitat dobânda și așa mai departe. Deci aici e spațiu nevalorificat exact. În Republica Moldova. Statul nu-și dorește și nu-și asumă responsabilitatea pentru această dimensiune. Un instrument similar ar putea să fie făcut pentru investițiile care sunt necesare pentru creșterea de durată a țării. Da, bine, dacă îmi permiteți. Da, aceste politici sigur că au efect și sunt de acord și ce a spus și domnul Gârbu și domnul Gaibu. Într-adevăr, anumite politici ar avea un efect suplimentar de creștere și această diferență colosală de sold la depozite de 71 de miliarde pe sectorul bancar și la credite de 53 de miliarde. 53 în septembrie. Aproape 20 de miliarde avem surplus. Problema este alta. Nici politici, nici existența băncilor nu garantează o creștere sustenabilă dacă nu există proiecte investiționale. Dacă nu există o masă activă de oameni de afaceri care sunt dispuși să riște, dispuși să dezvolte, destul de creativi. Noi am mers tot timpul prin dezvoltarea de afaceri șablonată când se copiau anumite activități. Deci noi avem un nivel extrem de jos de creativitate și activism antreprenorial. Lucru care, dacă ar fi existat, probabil că la dobânzi mai mari, dar creativitate mai multă și integritate antreprenorială ar fi soluționată această problemă. Noi nu avem astfel de clasă antreprenorială masivă. 99% din persoane visează să fie angajate. Persoane angajate, nu persoane care angajează și sunt locomotive. Nu sunt de acord. Mentalitatea, în mare parte, este mentalitatea unui angajat și nu mentalitatea unui antreprenor, când mă refer la marea masă a populației. Și iar și fundamental două lucruri există cu modul în care se câștigă bani în economie, prin interacțiune directă și schimburi comerciale când vin servicii și bunuri clienților și doi, prin redistribuire, atunci când statul, ONG-urile preiau fonduri și creează din banii obținuți în schimburi efective. Din păcate, cota a doua componentă crește atât de mare încât ruinează, de fapt, și descurajează prima componentă.
Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii. Cu siguranță mai avem multe subiecte de discutat. Vă mai invităm și altă dată în platoul Agro TV Moldova, pentru că sunt multe întrebări pe care le putem dezbate și le putem pune la punct. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Miercuri la ora 19:30 urmăriți un webinar în care experții vă vor arăta care sunt etapele de investire inteligentă în domeniul horticol, iar noi ne revedem vineri la aceeași oră când vom discuta despre sistemul de pensii din Republica Moldova. O seară liniștită vă doresc. La revedere!